Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul locotenent Cătălin Bădin, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Galați. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit și la mulți ani! La mulți ani pe anul 2021, că este prima dată când ne întâlnim. Corect. Anul 2020 a fost unul dificil pentru toată lumea. Cum a fost pentru jandarmii gălățeni? Să știți că începutul anului ne-a prins așa cu un elan. Eram pregătiți pentru anumite evenimente pe care intenționa să le desfășurăm în spațiul public, deoarece în 2020 unitatea noastră aniversa 125 de ani de la înființare și doream să invităm copiii la cazarma jandarmeriei. Pregătisem foarte multe programe culturale, activități culturale, numai că începând cu martie ne-am cam dat peste cap tot și am dat piept cu, i-am spus noi, un inamic nevăzut, fiind militar, ne-am folosit termen militar, un inamic nevăzut, care nu am mai avut de-a face, nu știam cum să gestionăm situația, dar ușor, ușor pe parcurs am învățat și am avut un sprijin foarte important al societății civile, aspect care s-a văzut inclusiv în postările noastre, în pagina noastră de Facebook, pentru că oamenii au văzut că suntem în față, suntem descoperiți total și și-au dat interesul să ne protejeze. Și am primit viziere, am primit măști, am primit mănuși, am primit dezinfectant, am primit soluții de dezinfectare, am primit dispozitive pentru dezinfectare, astfel încât colegii mei au prins încredere și au participat la misiuni s-au dedicat mai mult misiunii la care participau. Frica, cu mai puțină frică. Și cu mai puțină frică, corect. Frica ușor, ușor le-a dispărut, treptat. Au început să apară primele cazuri din ce în ce mai mult. Asta vreau să vă întreb, dacă au fost cazuri de infectare cu noul coronavirusul în rândul militarilor gălățeni? Am avut jandarmi care au fost infectați, am avut, din fericire pentru noi, nu am avut cazuri grave absolut deloc. Din primul moment și de la primele simptome până să se facă testul, colegii au informat comanda unității și comandantul unității a dispus clar să stea acasă până le vin rezultatele. Dacă au fost pozitive, au urmat după aia pașii dați de către Direcția de Sănătate Publică pentru tratamentul. Asta e bine, că nu au fost cazuri grave și că v-ați putut desfășura activitatea în continuare, așa cum v-ați propus-o, cel puțin în limitele impuse de restricțiile acestea. Noi am spus că la treaba asta, la sănătatea asta noastră și modul în care am perceput neboala, a contribuit și faptul că suntem prezenți la orele de pregătire fizică pe care le facem și condiția fizică fiind bază la noi. Uite că s-a văzut treaba asta și ne-a ajutat să depășim momentele. Am răsfoit bilanțul pe care l-ați făcut și al activităților din anul 2020 și am văzut că au fost mult mai multe acțiuni în anul 2020 decât în anul 2019. A fost pandemia principala cauză? Desigur. Creșterea a fost cu chiar 100% față de, chiar mai bine de 100%, pot să spun. De ce? Pentru că au apărut misiunile pe protecție, măsuri epidemiologice. Și astea au făcut să crească misiunile pe care le-am desfășurat în stradă. Ca și risc pe care, vă dați seama că la orice misiune este un risc. Acum riscul a fost dublat de condițiile epidemiologice care erau la momentul respectiv și care încă sunt și acum. Dar cu seriozitate și cu responsabilitate, am zis, noi au reușit colegii să treacă și să își facă datoria în stradă. Dacă în 2019 aveam în jur la 4.000 de misiuni, uite că în 2020 am avut aproape 8.000 de misiuni în stradă, foarte mult pentru noi, iar un lucru important a fost faptul că structurile de pază și protecție instituțională au venit în sprijinul celor de ordine publică, astfel încât am scos oamenii de la obiectivele pe care, la cele 25 de obiective pe care le avem în pază, și i-am băgat în stradă. Iar acolo am început la obiective, am început să rotim oamenii, ture mai multe, oameni mai puțini. Și la un moment dat vă dați seama că ajunseseră la ore foarte multe și a fost destul de greu să gestionăm situația asta, dar într-un final, până la sfârșitul anului, s-a reglat toată activitatea și fiecare e ok. Acum nu mai are nimeni ore prea multe, ce a fost și s-a putut plăti, au fost plătite. A fost bine din punctul ăsta de vedere. Adică s-a terminat cu bine până la... S-a terminat cu bine și sperăm să se termine cu bine totul, că încă misiunile încă le desfășurăm și cei de la structurile de pază încă sprijină structurile de ordine publică destul de mult.
Multe comune s-au aflat în scenariul roșu din cauza numărului foarte mare de infectări cu noul coronavirus. Jandarmii au fost cei care au avut grijă ca oamenii să respecte aceste restricții impuse de pandemie. Au fost misiuni dificile? Am avut 4 localități. Am început cu Brăhășeștiu în vară. Era prima localitate pe care o carantinam cel puțin de 15 ani de când sunt eu în jandarmerie. N-am mai prins așa ceva. Era ceva nou. Era nou pentru majoritatea dintre noi. Misiunea a început la ora, efectiv, carantinarea a început la ora 5, ca în toate localitățile, mai puțin ultima, la Cuzavod, unde a început la 8 seara. A început la ora 5, colegii mei au fost acolo la 4 jumate, au instalat dispozitivele și au trecut la aplicarea măsurilor stabilite de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. În sprijinul nostru au venit colegii de la poliție, în alte localități și cei de la poliția de frontieră, pentru că aveam nevoie să acoperim o localitate întreagă, localitățile fiind foarte mari, cu foarte multe zone de ieșire. A trebuit să postăm dispozitive de ordine publică în fiecare posibilă zonă. Dacă la Brăhășești, cu Dalbi și cu Zavodă nu am avut probleme, uite că la Ivești au fost câteva mici probleme pe care, clar, nu aveam de unde să le știm. Le-am văzut pe oameni care nu au înțeles că trebuie să respecte măsurile stabilite de către autorități. Și știți foarte bine că din comunicatele pe care le transmiteam, cu tare a încercat să iasă printr-o zonă împădurită, printr-o lizieră. Ei, zonele alea nu le știam. Le-am văzut zone împădurite, zone în care erau dune de pământ. Am zis, bă, nu trece omul pe acolo. Uite că românul este inventiv și a reușit să treacă și pe acolo. I-am prins, asta a fost, și am instalat dispozitive și în zonele respective. Astfel încât am limitat. Într-adevăr, Iveștiu a fost singura localitate care a stat în carantină 2 săptămâni față de celelalte. Semn că în celelalte localități oamenii au înțeles că, băi, frate, trebuie să facem un efort comun, 14 zile și scăpăm. În partea astălaltă au înțeles mai puțin. Au fost și oameni de înțeles și chiar îi condamnau pe cei care aveau atitudini, nu aveau atitudini pro, dar a trebuit să suporte consecințele și ei. Care erau explicațiile celor care încălcau aceste restricții? S-au săturat să stea în carantină, trebuie să ajungă la muncă la Cluj, culmea, toți trebuiau să ajungă la Cluj și toți veneau de la Cluj. Și asta a fost primele 2-3 zile până ne-am cam dat seama că, băi, se întâmplă ceva. Și am creat noi un program pe un dispozitiv, pe o tabletă pe care o aveam la noi, în filtru 1, și toată lumea care ne intra o notam acolo, cu CNP, cu dată, cu număr mașină, oră, minut la care a intrat. Dacă eu te găseam a doua oară că vii în filtrul respectiv, clar a ieșit pe undeva și era o problemă. Și suportai rigorile legii. A fost un singur caz, a fost așa. Băiatul fusese la cumpărături. Deși era infectat. Deși nu era infectat, era carantinat. Nu fusese testat, dar la momentul respectiv, norma legală spunea că trebuie să stai în carantină, în carantina care era stabilită acolo. Pentru că a fost doar o carantină pe o stradă. Pe o stradă, nu a fost toată comuna în carantină. Nu, doar pe o stradă. El trebuia să respecte, nu avea voie să iasă din casă, nu avea voie să se întâlnească cu nimeni și toți de acolo, de pe strada respectivă, pentru faptul că a ieșit, a fost sancționat contravențional. Atâta prevedea legea la momentul respectiv. A primit amendă, probabil a achitat amenda, asta nu avem de unde să știm. Ați fost nevoiți să interveniți, să folosiți forța? Nu, n-au fost situații, însă țin minte că în momentul în care s-a dispus prelungirea carantinei în Ivești, am mărit efectivele acolo pentru că ne așteptam ca oamenii să fie revoltați. Cu o seară înainte chiar eu condusesem misiunea în zonă și am luat pulsul oamenilor de acolo și am văzut că sunt nemulțumiți oamenii și ne-am zis, bă, să nu se întâmple ceva. Și drept dovadă, la fața locului a venit și prefectul județului. Atunci a gestionat destul de bine și a calmat spiritele, că prezența lui, fiind autoritatea supremă în județ, a liniștit oamenii oarecum. Alta e când îi explic eu
jandarm și altea când le explică prefectul sunteți județului. Sunteți asociați de multe ori când aud de jandarmerie, poliție, sunteți asociați și cu forța și atunci oamenii devin și mai speriați. Da, uitați că uniforma în unele situații impune așa oarecare teamă și noi n-am înțeles-o de ce impune teamă, pentru că noi am fost deschiși și am lucrat și am dialogat cu toată lumea. Adică și noi, jandarmii la Galați, sunt și unii, mulți pot confirma, suntem adepții dialogului. Nu suntem adepții intervenției în forță, decât dacă situația este gravă și o impune. De ultimul moment. În anul 2020 au fost două serii de alegeri. Au fost alegeri locale și alegeri parlamentare. Tot jandarmi au fost cei care au asigurat liniștea și ordinea pentru desfășurarea acestor alegeri. Au fost înregistrate evenimente neplăcute? Da, vedeți că pe lângă criza epidemiologică creată, am avut de gestionat și cele două tipuri de alegeri, locale și parlamentare. Incidente n-au fost și n-au fost numai noi, au fost și colegii de la poliție și poliția de frontieră și cei de la pompieri. Au gestionat pentru că numărul forțelor a trebuit să fie mare, numărul secțiilor și locațiilor care trebuiau luate în pază erau destul de multe și astfel încât a trebuit să gestioneze întreg Ministerul Afacerilor Interne. Incidente n-au fost la Galați față de ce auzisem în alte județe în țară. Toți și-au făcut datoria, au înțeles măsurile de protecție epidemiologică, s-au respectat peste tot și ce raportau colegii la finalul misiunii, au zis că nu au fost incidente sub nicio formă și oamenii care au venit frumos, au așezat ordonat la rând, nu a scandat nimeni, nu a gesticulat nimeni, nu a zis nimeni absolut nimic. A fost ok, adică ne așteptam o oarecare nemulțumire să fie, pentru că nu toată lumea era de acord cu măsurile luate de către autorități, nu poți să-i mulțumești pe toți niciodată. Dar, într-un final, a mers bine și am sperat să fie bine, a fost bine. Toți jandarmii au fost cei care s-au ocupat și de organizarea, mă rog, de liniștea, să spunem așa, a examenului de rezidențiat, examenului de titularizare, examenului de bacalaureat. Cum a fost în cazul acesta? Să știți că, dacă e să privim așa în ansamblu, la fel ca la alegeri. Adică am preluat în pază, mă rog, în protecție pentru măsuri de ordine publică, locațiile unde s-au desfășurat examenele de titularizare, de bacalaureat, evaluarea națională. Dar de ce lucrul acesta? Pentru ca elevii, studenții, cei preșcolari să își desfășoare examenele în liniște, să se poată concentra asupra materiei, asupra subiectelor pe care le au. Incidente n-au fost sub nicio formă, nu am avut incidente. Nici părinții și părinții au fost de înțeles, bineînțeles că nici nu puteau să rămână în zona unde s-au desfășurat examenele pentru că restricțiile impuneau acest lucru și a fost oarecum ușor de gestionat și inclusiv transportul lucrărilor de la sediu către locația unde s-au colectat și de acolo către București, la fel s-a desfășurat în perfectă regulă, iar la final am avut 87 de misiuni de acest gen pe întreg anul 2020. În anul 2020 am văzut tot în bilanțul jandarmeriei Galați că au fost 7758 de misiuni de menținere a ordinii publice. Ce au făcut mai exact jandarmii? Misiunile de menținere a ordinii publice, de fapt componenta de ordine publică include trei tipuri de misiuni. Menținerea, asigurarea ordinii publice și restabilirea ordinii publice. Dacă pentru asigurare și restabilire titularii de misiune sunt jandarmii, la misiunile de menținere a ordinii publice titularii de misiuni sunt Poliția Națională. Astfel, și la acest moment, efectivele de jandarmi desfășoară misiunile de menținere a ordinii publice sub directa coordonare a poliției. Ce înseamnă asta? Poliția stabilește numărul de jandarmi de care are nevoie, secțiile rurale și secțiile din municipii unde este nevoie de jandarmi și itinerariile de patrulare. În general, la misiunile de menținere a ordinii publice s-au mers pe patrule mixte poliții-jandarmi. Și se văd în stradă aceste patrule. Rolul lor este de a menține climatul de ordine publică cum este acum. În cazul în care degenerează acest climat de ordine publică, clar intervine doar atributul jandarmeriei, care va interveni pentru asigurare ulterior dacă se dedau la acte de violență pentru restabilirea ordinii publice. N-a fost cazul la Galați și nu mi-aduc aminte să fi fost vreo situație de acest gen. Colegii mei, uite că atât timp cât au fost cu polițiștii în stradă, s-a văzut și la numărul de rezultate, pentru că patrulele mixte au contabilizat destul de multe infracțiuni flagrante, prinse cu destul de mulți autori prinși și, făcând o statistică, e aproape la fel de dublu ca în anii trecuți.
Ce a însemnat asta? A însemnat că nu mai circula foarte mult pe stradă și cine circula devenea automat suspect și controlele erau făcute altfel. Chiar mă gândeam că dacă am fost foarte mult în stare de urgență, apoi stare de alertă, sunt restricțiile acestea în continuare să nu se circulăm. Se mențin restricțiile noaptea, ora 23. Da. Da. Chiar mă gândeam dacă a scăzut infracționalitatea. N-am o statistică, singura măsură poliția este în măsură, pentru că ei, gestionând zona de menținere a ordinii publice, fac astfel de evaluări. Însă, ce vă pot spune e faptul că atât jandarmii, cât și polițiștii de frontieră au fost vizibili în stradă, pentru că ăsta a fost și directiva Ministerului Afacerilor Interne, să fiți cât mai vizibil și să protejați cetățenii. Ori colegii mei din tot ministerul, acum vorbesc, asta au și făcut în stradă, din primul moment. Au încercat să protejeze și au protejat. Cine a vrut să înțeleagă, a înțeles. Cine nu... A fost sancționat. Da, nu, n-a fost sancționat, dar nici nu poți să-i impui omului să creadă ceva ce nu crede el. Înțelegi? Cam așa s-a pus problema, dar i s-a pus în vedere unde a greșit. În general, noi să știți că am mers pe prevenire, noi n-am mers pe sancțiuni și se vede și din rezultatele noastre că majoritatea sunt avertismente, nu sunt, mai ales pe legea 55, sunt avertismente, nu sunt amenzi. Amenzile, da, au mers acolo unde recomandările noastre nu au ajuns, adică eu te-am depistat odată, te-am avertizat verbal și mulți credeau, bă, m-a găsit acum, dacă mă găsești a doua oară, nu știe că m-a găsit. Ei, nu e adevărat, pentru că în baza noastră de date gestionăm și astfel de informații și avem calitatea să le gestionăm. Ori dacă eu te-am identificat pe stradă, mi-am notat că te-am avertizat verbal în data de, a doua oară te avertizez scris, a treia oară nu poți să te mai avertizez scris, deja ai fost de două ori avertizat și îți dau sancțiune. Deci e dovadă de reavoință. Adică, da, de reavoință, adică nu există responsabilitate. În situațiile alea am mers cu sancțiunile. Nu ne că n-au mai fost și situații în care s-a aplicat direct sancțiunea contravențională, dar sancțiunea s-a aplicat și față de atitudinea pe care a avut-o contravenientul față de forța de ordine. Ori colegii mei când sunt în stradă, să nu creadă toată lumea că sunt acolo puși să direct să amendeze, să sancționeze. Nu, ei sunt să discute, să prevină în primul rând și să aplice sancțiunea în ultimul moment. Dacă ei au considerat că trebuie aplicată sancțiunea, este clar că așa a fost și așa a trebuit să fie. În acțiunile de menținere a ordinii publice, ați fost ajutat și de alte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor? Da, ne-au ajutat polițiștii, adică de fapt noi am ajutat pe ei pentru că ei gestionează zona, da, și poliția de frontieră, în general, pe poliția de frontieră a sprijinit misiunile pe care le-am desfășurat în localitățile carantinate, pentru că aveam nevoie de oameni, nu mai găseam oameni, nu e ușor să ții zona de ordine publică pe un întreg județ, să-ți trimiți oameni în întreg județul și să ții și localitățile carantinate, unde vă dau un exemplu, o tură pentru o localitate carantinată ajungea la 24 de oameni, pentru că ai foarte multe puncte și 24 de jandarmi, mai dă și poliția 10-18 polițiști, mai dă și poliția de frontieră, adică oamenii aia trebuiau să fie în mai multe puncte, nu poți să-i pui în două filtre la intrare și la ieșire, pentru că nu ești numai acolo, mai sunt și în alte localități, în alte zone unde îi găsești pe oameni când încearcă să iasă și astfel trebuie să limitezi, să restricționezi. Deci colaborați cu toate structurile. Colaborăm și colaborăm destul de bine, să știți. Și cu poliția locală? Inclusiv cu poliția locală colaborăm. N-am lucrat misiuni directe cu ei, dar am participat împreună la acțiuni pe care le-a desfășurat Poliția Națională și în ciuda tot ce se spune despre colegi, că eu le zic colegi de la poliția locală, să știți că fiecare structură are rolul său bine definit în angrenajul ăsta de ordine publică. Ori prezența unui polițist în stradă, că e polițist național, că e polițist local, că e jandarm, că e polițist de frontieră, previne. Da? Și astfel încât cel care are o intenție de a săvârși o faptă, că e infracțiune, că e o contravenție și vede un om în uniformă, poate se mai gândește. Da? Și simpla lor prezența oamenilor de la poliția locală, eu zic că descurajează și de aia își au rolul, pentru că ne suplinesc, pentru că efectivele noastre nu sunt atât de multe în Ministerul Afacerilor Interne și ne completăm misiunile și lipsurile unde avem. Știm că sunt și polițiști locali pe un anumit itinerar și da, ne sprijină și ei. Ați avut în 2020 și misiuni speciale. Ce au presupus acest tip de misiuni? Acțiunile, da, sunt niște misiuni mai delicate. Dacă nu mă înșel, a fost 37 de acțiuni speciale. În general au fost descinderi.
organizate de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate sau de Direcția Națională Anticorupție la persoane care aveau o anumită calitate într-un dosar penal. A, cu descindere. Cu descindere, exact. Iar colegii mei au însoțit procurorul sau ofițerul de caz pentru protecția acestuia și preluarea persoanei în cauză. Ce a însemnat să intre în locul în care se spunea că se află, să aibă în atenție ca persoana să nu arunce eventual probele pe care urmau să le găsească la fața locului și să îi protejeze atât pe personalul care intervine, cât și pe membrii familiei, să îi protejeze și pe ei. După care persoana sau persoanele erau preluate de către forțele de ordine și duse la audieri. Și la audieri îi se aducea la cunoștință motivul pentru care erau învinuiți. Spuneați că foarte mulți jandarmi au fost dispuși în tot felul de dispozitive, trimiși în tot felul de dispozitive pentru a interveni. Cum stați la încadrarea personalului? Aveți suficienți jandarmi pentru a face față acestor misiuni? Că până la urmă toate sunt misiuni. Mi-aduc aminte că anul trecut la aceeași masă discutam și vă spuneam că stăm destul de bine la capitolul încadrare. Anul trecut aveam încadrarea undeva la 96,5%. Ei, anul acesta încadrarea este de 85%. De ce? Diferența este din numărul de colegi care au trecut în rezervă. Pentru că... Vorbim de pensionari? Pensionari, da. Colegii mei au îmbătrânit și au o vârstă, majoritatea au 30 de ani, 29, cam aici, 28, 29, 30, 32 de ani de vechime militară. Ori la 52-54 de ani nu mai ești apt pentru zona de ordine publică și nici în structurile de stat major nu mai poți să-ți desfășori activitatea pentru că nu ai unde. Ori dacă ei au îndeplinit condițiile prevăzute de lege, au putut trece în rezervă. De aici și lipsa de personal. Anul trecut însă, Ministerul Afacerilor Interne a încercat să remedieze oarecum această problemă pe care o avem și s-au permis încadrarea de personal pentru perioadă determinată, e o noutate în sistemul ăsta militar, vii cu contract de muncă pe cât durează starea de alertă. Dacă starea de alertă încetează astăzi, să zic, mai poți rămâne până la 30 de zile, după aceea se desface contractul de muncă. Și astfel au fost aprobate 10 funcții, din care majoritatea la Tecuci, 9 la Tecuci și una la Galați. Cea de la Galați nu s-a încadrat deloc, era pentru veterinar, nu medic veterinar, tot în zona asta, lucrau în zona de ordine publică, avem nevoie de astfel de oameni, iar la Tecuci aveam nevoie de oameni în zona operativă și conducători auto. Dintre toți au luat doar 5 sau 6 au luat selecția care a fost făcută, restul n-au îndeplinit condițiile de recrutare, cele care au fost postate, dosarul incomplet, majoritatea aici au greșit. Își desfășoară misiunile, au fost avansați, au primit grad militar, au depus jurământul militar, dar în momentul în care se termină cu starea de alertă, se încheie și contractul lor, da, asta dacă ministerul nu dă un alt ordin, o altă decizie, o hotărâre de guvern, ceva, ca să-i mențină în activitate. Asta nu avem de unde să știm. Dacă vi se va aproba să se suplimenteze, să se scoată, practic, la concurs aceste posturi, cei care au asigurat aceste servicii în perioada stării de alertă vor avea prioritate? Dacă este concurs, nu are nimeni prioritate. Nu, concursul e concurs, toată lumea candidează cu șanse egale. Nu există a favoriza pe cineva. Cum persoanele astea au învățat în 2-3 luni să lucreze, așa poate învăța și altul într-o perioadă la fel. Ce ne dorim noi însă este ca locurile la școlile militare, la cele două școli de subofițeri pe care le avem, să poată fi puse, adică să se elibereze, să ministerul să le aprobe, să le aloce, astfel încât anul acesta să înceapă susținerea examenelor de admitere, pentru că anul trecut nu a susținut nimeni examen de admitere la școlile militare de jandarmi și nu avem promoție de unde să luăm, să aducem. Astfel sperăm anul acesta să avem promoții și să mai completăm aici colo pe unde putem. Pentru că marea majoritate a absolvenților pleacă la București, la capitală, la direcția generală, unde unitatea are nevoie de foarte mulți oameni și acolo chiar e o problemă. În ceea ce privește logistica, cum stați? Da, logistica cuprinde mai multe zone, dar m-aș referi la cea, să spunem. Da, m-aș referi la cea de mobilitate, pentru că acolo este o problemă.
la totalul pe care de care avem noi nevoie, la mobilitate de care avem nevoie, undeva la, stăm la 45% ce avem noi autoturisme din 100%, deci vă dați seama că avem un deficit de 55%. Cu toate acestea, în 2020 au mai intrat în posesia unității noastre 5 autoturisme noi și au ajuns toate în zona operativă, în zona de ordine publică, pentru că acolo și trebuie astfel de mașini, ele sunt uzate fizic, moral, din toate punctele de vedere. Vă dați seama că încă mai avem mijloace de transport efective care au peste 200.000 de kilometri, încă le folosim. Dar sunt mașini din 2001-2002. Și fac față la o intervenție? Fac, pentru că le întreținem. Adică să nu vă gândiți că unele mașini de serviciu sunt mai întreținute decât alea personale. Și vă zic din experiența mea, mașina pe care o folosesc la unitate o întrețin mai mult decât pe a mea personală. Pentru că acolo îmi desfășur activitatea și colegii mei la fel. Este vorba până la urmă de siguranța... Siguranța mea, siguranța celor care mă însoțesc și, în al doilea rând, mașina aia merge pe stradă. Ori eu nu-mi doresc ca o mașină de instituție să se afișeze pe stradă în condiții să nu fie optime. Și mai e ceva, fiind militar, eu și răspundem pentru orice stricăciune apare asupra mașinii. Ori nu-și dorește nimeni o sancțiune, atâta timp cât mașina nu e întreținută, nu este verificată la timp, și toți conducători auto, când pleacă în misiune, își verifică mașina din toate punctele de vedere, nu mai să arate estetic bine, da? O verifică și la ulei, o verifică și la antigel, verifică tot, se face o verificare a mașinii. Astfel încât am reușit să le menținem, le curățăm tot timpul, acum că e perioada asta, nu prea ai cum să dai cu apă pe ea la interior, o curăț, dar pe exterior n-ai cum că ți îngheață. Dar imediat cum se încălzește, direct la spălătorie cu ele. Comparativ cu celelalte inspectorate din țară, cum stă inspectoratul Gălățean în ceea ce privește numărul de misiuni? N-am o statistică de acest gen, dar vă pot spune că oricum suntem destul de sus ca număr de misiuni, pentru că și județul este destul de mare. Bine, nu ne comparăm cu Brașovul, de exemplu, care e și oraș turistic, zonă turistică, județul Brașov. Și acolo, într-adevăr, numărul de misiuni sunt mult mai multe ca la noi. Brașov, însă, Constanța, probabil. Însă, făcând o referire pe zona pe care suntem, în zona de sud-est, da, stăm destul de bine ca număr de misiuni și ca rezultate, totodată, suntem sus. Dar au fost și cazuri de militari sancționați, de jandarmi sancționați? Am avut. La sfârșitul anului trecut, un coleg, din păcate, a trebuit să îi trimitem actul de cercetare care s-a făcut asupra lui la parchetul militar, pentru că erau niște fapte susceptibile de a fi infracțiuni. Ori organele noastre, neavând calitatea de organ de urmărire penală, nu puteau să stabilească acest lucru, ci doar un procuror militar. Și noi, fiind cercetați doar de parchetul militar, actele s-au înaintat la parchetul militar Iași. Fiind un dosar în lucru, acum multe nu vă pot spune, pentru că cercetarea e preluată de către parchet. Nu știm măsura. Parchetul, sigur, va comunica atât colegului nostru, cât și unității, dacă a fost sau nu o infracțiune, ceea ce am sesizat noi. Este vorba despre cazul jandarmului din Tecuci. Cazul de la sfârșit de anul. Au mai fost și alte cazuri? Nu, sau n-am acesta avut, a fost nu, în n-am singurul avut, caz? Nu am avut sancțiuni aplicate colegilor mei. În schimb, am avut recompense date, pentru că mulți spuneau că primim prime. Uite că noi nu primim prime. Ultima primă pe care s-a primit în Jandarmeria Galați a fost în 2008. De atunci n-am mai primit nimeni. Nici nu sunt fonduri și noi am înțeles acest lucru. Ori comanda încearcă să suplinească acest lucru prin a le da o citare pe ordin, o mulțumire, lucrurile astea. Pentru unii contează să știți lucrurile astea. Știu că am trecut, când erați tot aici în platoul de filmare, vorbeam despre alte activități la care au participat jandarmii Gălățeni și mă refer aici la campanii umanitare, la tot felul de maratoane. Cum a fost anul 2020 din acest punct de vedere? Pentru că restricțiile au făcut ca aceste acțiuni să nu se mai poată desfășura, cel puțin într-o perioadă, sau acum, dacă se desfășoară, trebuie un număr mic. Limitat. Da. Oh, și de a ști cu câte acțiuni plecasem pe 2020 să intenționam să facem. Da, n-au mai fost făcute, însă ne-am axat pe campanii umanitare la sfârșit de an și am avut două acțiuni foarte frumoase la Tecuci, colegii de la detașamentul din Tecuci, la două familii cu probleme.
Iar pentru toți care ne desfășurăm activitatea în Galați, am zis anul acesta să facem altceva. Și am găsit la un post de televiziune național un anunț postat de două doamne învățătoare de la o școală din Aldești. Femeile aveau nevoie de mobilier pentru elevi, nu aveau rechizite copiii. Și le-am zis la colegi, băi fraților, uite, asta am putea face noi. Și toți au zis da, deci n-a fost unul să zică nu, toți și am rămas surprins. Au fost donațiile personale ale jandarmilor? Da, că am luat salariu și toți am venit cu bani. Și încă mai am colegi care încă mi-aduc bani pentru că au zis, bă, vreau să vedem și biblioteca aia terminată. Și după ce le-am dus, întâmplarea a făcut ca la alegeri, unul dintre colegii care asigura ordinea publică la o școală în apropiere de Tecuci, să ne spună că directorul casează mobilierul școlar și dacă știm pe cineva și zic, băi, uite, vrem noi pentru partea asta, hai să vedem cum arată. L-am văzut, ne-a plăcut, ne-am dus cu camionul jandarmeriei, le-am preluat de acolo, le-am recondiționat la unitate, le-am curățat, le-am vopsit, le-am aranjat scaune, mobilier și pe 24 le-am urcat în camion și am plecat la școala de la Aldești. A fost ceva deosebit. Urmează să ne mai ducem o tură, cred că luna care vine, să le ducem două table whiteboard-uri pentru cele două clase, le-am luat și un proiector, acum le facem pentru că au și o clasă de grădiniță de 15 copii, le facem 4 dulapuri stil căsuță mai mari să-și pună ei jucăriile acolo, avem bani și pentru asta, au strâns colegii mei și vrem să le terminăm și o bibliotecă, să le facem biblioteca școlii. Și sperăm că acești copii să fie mulțumiți. Dacă Dumnezeu ne va ajuta anul acesta să mai facem ceva ce ne-am propus acolo, vom face. Mai avem câteva idei în plan și am vrea să vedem totuși o școală model, o școală cum am văzut noi pe unde am umblat pe afară. Ce ne-a impresionat totuși cel mai mult a fost când am ajuns la Aldești, pentru că camionul jandarmeriei nu mai putea urca la un moment dat, noroi, era pământ, a rămas împodmolit acolo și cu ajutorul unui sătean am identificat o altă rută, am ocolit destul de mult, dar n-a fost problemă, tot așa drum de țară cu pământ, totuși era puțin pietruit și în condițiile alea ajungeau copiii la școală. Ori lucrul ăsta ne-a impresionat destul de mult și când ne-am întors camionele, erau camionul și mașinile care am pus, erau pline de noroi. Și unde trăim, la un dat s-a terminat asfaltul când am intrat în localitate. Și zic, bă, unde? Păi aici e localitatea. Poate da. Acești copii vor deveni peste câțiva ani colegii dumneavoastră. Sperăm. Și sperăm și la rândul lor să-i ajute pe alții, cum și alții au ajutat exact. Pe ei. Asta e ideea. În ceea ce privește schimbul de experiență cu alte structuri din țară și chiar din străinătate, s-au mai realizat în 2020? Am avut schimburi de experiență, am avut schimburi de experiență online de data asta, pentru că lucrăm la un proiect cu finanțare externă, e primul proiect scris și aplicat de Jandarmeria Galați, câștigat. Urmează acum, în acest an urmează achiziția lucrurilor, materialelor pe care le-am propus în proiect, însă urmează și un atelier de pregătire a carabinierilor din Republica Moldova, că despre ei este vorba, astfel încât pe 24, atât eu, cât și domnul comandant și încă doi colegi instructori, vom pleca la Chișinău pentru a-i pregăti pe aspecte ce țin efectiv de proiect și îi pregătim pe intervenție profesională, atelier practic, vom lucra cu ei efectiv pe descindere, pe modul cum se intră într-o clădire, cum se face o progresie, cum urci pe scări, cum cucerești un colț, îi vom pregăti pe legislație europeană în materie de migrație, pentru că proiectul asta vizează limitarea migrației la zonele de frontieră și o intervenție comună în cazul în care afluxul de migranți va veni spre zona de est, spre zona de vest a Europei. Îi vom pregăti pe comunicare, negociere și dialog, iar acolo îmi revine mie sarcina să-i pregătesc pe acest lucru și mă simt destul de pregătit pe treaba asta. Și pe zona de misiuni de ordine publică. Structura de carabinieri a trecut de anul acesta prin etapa prin care am trecut noi în 2007, când am trecut de la structura cu militari în termen la structura de profesioniști. Ei, prin același lucru trec și ei acum și le vine mult mai ușor și au apreciat faptul că îi pregătim pe aceste teme pentru că au întâmpinat deficiențe aici și vor să învețe de la noi, vor să copie modelul nostru și foarte mulți dintre colegii din Republica Moldova, să știți că se pregătesc în România, în centrele noastre de instrucție sau în școlile care țin de Ministerul de Interne.
Pe final, domnule Bădin, cum a început anul 2021 și ce v-ați propus să faceți anul acesta? Am început optimiști 2021, sperăm să rămânem în tonul ăsta de optimism, sperăm să depășim criza asta pandemică, sperăm să-i primim pe copii, să știți că noi am simțit treaba asta, că nu au fost copii anul trecut în cazarma noastră, pentru că era o hărmălaie de nedescris în luna aprilie. O hărmălaie frumoasă. Da. Sperăm să-i primim din nou în cazarma jandarmeriei, sperăm să îi vedem pe stradă fără mască și ei să ne vadă pe noi și sperăm să ne zâmbim unii la ceilalți atunci când ne întâlnim și să ne privim cu respect, să nu ne privim cu dușmănie unii pe ceilalți. Se vaccinează colegii dumneavoastră? Da, aproape toți. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mai aștept aici și să ne povestiți despre misiunile cu succes pe care le-ați îndeplinit. Vă mulțumim pentru invitație și sperăm să fie cât mai curând acest moment. Să revenim la normalitate cât mai repede. Doamne ajută! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor!